Drăguț. Cum stăm săptămâna asta? Trebuie să venim cu surprize, pentru că v-am învățat cu numărul săptămânii. Da, suntem săptămâna acum. Șapte. Săptămâna asta a șapte. Măr meu! Numărul tău pe o parte, dar e și numărul domnului. Și cam da? Tot ce se domnul întâmplă... Domnul prietenului tău. Domnul. Nu domnul tău. Nu domnul. Domnul șeful așa. Suprem. Bărbosul, da? Cum ziceți voi ăștia da. Mai tineri. E o săptămână cu duș și întors. A. În sensul că tot ceea ce ați făcut... În cele șase da? Săptămâni ce? Le plătiți acum. Dacă ați fost și ați făcut prostioare, săptămâna asta e o săptămână karmică. Ai. În care foarte ușor poți să treci de la agonie la extaz și invers. What goes around comes around. E o săptămână pretențioasă, pentru că starea de tensiune mognește undeva și e de ajuns să faci cu fitil. Să dai, fără, dai foc. Ai dat cu cremenea, gata, scânteia, poc. Ferească, deci încercați pe cât e posibil să vă temperați, să fiți mai blânzi, mai buni, mai răbdători și încercați orice stare din asta de conflict să o luați în glumă, ca să-l faceți și pe cel din fața voastră să vă trateze tot ca pe o glumă, să nu fie ceva serios. Deci, pentru că răutatea... E acolo, asta. Doar ai dat capacul. Ce trebuie să facă Diana în săptămâna 7, fac eu de 30 de ani. Poftim? Luăm totul în glumă, că dacă nu zâmbim, suntem degeaba. Ia auzi, și eu nu râd în totul. Ia să vedem. Ia să vedem noi cum cotcodăcesc runele pentru berbec. Săptămâna așa. A, ia să vedem. La berbec. Berbecul în săptămâna asta este în neant, ca să zic așa. E chiar pe mâna Domnului. Are un mister care îl înconjoară și care nu știe nimeni ce se întâmplă cu berbecelul ăla din fața noastră. De ce, n-ai vreun berbec? De ce mi-ai făcut seama? Da, mă bucur așa pentru te bucur pentru berbeci, nu? E o săptămână în care totul stă mognit. Sunt niște adevăruri care pot ieși la suprafață. Acolo s-a umplut paharul acolo. Depinde. În schimb, ia uite, v-am spus, săptămâna e tensionată. Taurul e pe picior de război, e uraganul. În alfabetul vikingilor este simbolul uraganului. Ăsta deja a dat pe afară paharul. A venit și tornada. Fiți atenți că există remediu care pregătiți vi l-am spus. Să susțineți o dispută și o bătălie furtunoasă, trebuie să rămâneți calm, că totul se aranjează. Da, v-am spus cu eu. Calmitate. Terminați, nu luați ce e la prima vedere, vedeți la a doua vedere și la revedere. Deci... Asta mi-a plăcut. Păi așa e foarte cu dragostea. Bine, da, cu la revedere. De la prima vedere. Ce e la prima vedere, la a doua la vedere și la revedere. Da. Ia să vedeți voi pentru gemeni. Gemeni, în schimb, în săptămâna asta au ceva plăcut. Se produce o minune în sufletul lor, un salt rapid, calitativ în existența lor. Deci, renasc sau apar precum ghioceii primăvara. Ca pasăre. Ca un lucru uite. Fantastic. Ați văzut ce fantastic, 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 fantastic. Bombastic. Fantastic, lovar. Dar nu de plastic. Ia să vedem ce facem cu ăștia care sunt cu sus în jos, răcușorii. Răcușorii sunt pe picior de plecare săptămâna asta. Vor să schimbe casa, să mute în altă parte, poate pleacă în excursie sau un schimb de experiență. Dar la fel de bine pot să opteze pentru un job nou sau o colaborare. Mai vine ceva suplimentar. Ei cum sunt învățați pe muncă, ia uite ce se bucură Ramonica acolo, ea vrea schimbare, dar cu plecare, nu cu munceală. Normal. E pe vrăjeală, nu? Ia zi-te. Păi cine n-ar vrea? Ia să vedem cine sunt ăștia. Ăștia care... sunt lei. Lei. Sunt pe poșghiță de gheață foarte subțire. Patinează. Săptămâna asta. Patinează pentru că leu de obicei nu roagă, el cere sau ia. Păi regele. Și atunci, păi o fi rege, dar să fie peste întreaga adunare, numai la mâncare cere ceva. Cere și ți se va da. Deci atenție leuților, cum procedați, ca să nu deranjați pe cineva sau nu dați la copcă că s-a muiat gheața. Gheața subțire. Da, s-a încălzit afară. Așa. Ia să vedem fecioarele. Ia uite fecioara. Ia să vedem. Ce putem să ne lăudăm Bungio. Noi cu fecioara. Hey, este fecioara a primit pe Bungio săptămâna lui. Ai câștigat pe toate planurile, Florin. Plană. Bravo, măi, Florine! Ești, ce bine, ești super câștigat okay. Săptămâna asta cu 14 ești februarie. Ești super ok, măcar fecioarele să bucure, că ele au fost oropsite o perioadă. Mulțumesc frumos! Oropsite, în schimb, balanțele au o săptămână în care sunt în așteptări, spune, să rămâneți în așteptarea unei schimbări foarte, foarte importante acasă. Eu vă spun, chiar aștept schimbarea asta și în funcție de ea, iau un răcușor și un capricorn și o șterge în acasă. Ia uși, dacă nu merge, sună dacă rău. Nu merge, dar verdictul ăla nu contează. Sună rău. Ia să vedem ce facem cu vecina
Mea furnica. Scorpiile. Scorpion. Scorpiile. Fertilitate și belșug. Da, s-a dus fertilitatea să... mai sus. Da, păi stai că e bună, pentru că s-au apucat să învețe tabla mulțirii. Da. Sunt doi și acum vor doi. Unor, unul, unul. Unu, și apare al treilea. Da, și al treilea. Doamne ajută, și belșug și fertilitate. Și se pune dacă am ascendent un scorpion sau nu se are? Pune, se pune. Păi se pune că ascendentul funcționează după 30 acum, de ani, nu? Sau după și la 40. De la 30, care primești pe amândouă. Okay. Deci ei și zodia ta. Da. Deci la 40 am de două, nu? Nu la 40, de la 30, asta e ciclu complet. Da. De 30. Ah. Da. Deci tu și acum 30... trebuie să asculti și la scorpion și la săgetători. Asta, păi de asta m-a ascultat. Am luat fertilitate cu așa bună sare de aici. Acum săgetător, vă rog. Ia să vedem. Săgetătorul e cam întors un pic. Întors, s-a întors tolba. Da. Dar are vești bune. Ia. E zice că? Un cadou surpriză sau o sumă de bani importantă. E zi de 10, intră banii. E 11 chiar, da? Azi e 11? Și să mai arătați odată semnul ca să înțeleagă că i-a căzut litera F, da? Astăzi. F, de la. F, să de mă ascult pe mine, cum, de la ce? De la Feihu. De la Feihu. Feihu. Așa. Hai să vedem ce facem cu truditorii. Truditorii găsesc rezolvarea problemelor, bun, că ei întotdeauna au probleme de rezolvat. A, da. Dacă toate n-au, probleme, își fac. Își fac, le fac altora, da, dacă nu au. Da. Găsiți problemele, rezolvarea lor, numai dacă faceți un consiliu de familie. Deci strânge toată adunarea, pune sara la cale și hai să ne urcăm în mașină că merge motorul în gol. Ia să vedem ce facem cu vărsăreții. Vărsăreții sunt atenționați, au o săptămână definitorie pentru ei să stabilească poziția și în societate și în familie și acasă. Se pare că au trăit în dorul Elii perioada asta și acum trebuie să știe ce vor să fac. Iar peștișorii, și ăștia sunt întorși cu sus în jos, dar ei cum sunt prin excelență niște norocoși, cineva se gândesc intens la ei și le trimite un cadou minunat. Ei, auzi, înțelegi? Ești bune la ăștia. Da, adică le pune sare pe coadă. Grijă, auzi. Săptămâna a șaptea, cifră cu noroc pentru unii. Pentru toată lumea. Pentru toată, pentru lumea, toată lumea. Dacă o folosim ca baston de sprijin. Dacă o întoarcem și o folosim drept crosă sau coasă, da, merge și așa. Merge și așa. Dar nu e de bine. Săptămâna ușoară să aveți și să ne vedem săptămâna viitoare luni.